În plus, acele investiții străine directe sau majoritatea care au venit până acum în Republica Moldova, de fapt, nu au fost orientate preponderent spre dezvoltarea exporturilor, ci au fost orientate mai mult pe piața internă. În același timp, investițiile axate pe eficiență, care prin definiție, după cum am menționat și colegul, sunt orientate spre piața externă, au reprezentat o pondere destul de mică și, în opinia noastră, această pondere trebuie să crească. Doar 22% din investițiile străine directe trase până acum erau orientate cât de cât spre piața externă. Care sunt constrângerile cheie care explică această performanță modestă a activității investiționale în Republica Moldova? Și ulterior, aceste constrângeri, după cum am menționat, se vor regăsi în strategie de intervenție și în planul de acțiuni care urmează a fi definitivat ulterior, după ce vom agrea asupra strategiei de intervenție. Deci, în primul rând, sunt constrângerile pieței muncii. Cu părere de rău, forța de muncă din avantaj se transformă gradual în dezavantaj. Competitiv pentru Republica Moldova, tot mai mulți investitori atestă un deficit acut de forță de muncă calificată, care duce și la o productivitate foarte joasă a muncii. În plus, această problemă este agravată de o corelare slabă dintre curriculumul educațional și necesitățile economiei. Procedurile de angajare a lucrătorilor străini rămân a fi mai curând dificile, împovărătoare. Și această problemă, de fapt, este relevantă în special pentru sectoarele prioritare identificate în cadrul acestei strategii. Aceste deficiențe legate de calitatea forței de muncă și